Participarea românilor la viața culturală a scăzut semnificativ în ultimii ani, iar una dintre cele mai afectate activități este mersul la cinematograf. Un studiu recent realizat prin întrebări stradale arată că există multiple motive pentru care românii nu mai frecventează sălile de cinema. Una dintre principalele concluzii ale studiului este lipsa de interes pentru filmele românești. Mulți dintre cei intervievați au declarat că nu au vizionat recent producții autohtone, considerând că acestea nu sunt suficient de promovate sau atractive. O altă cauză majoră identificată este preferința pentru vizionarea filmelor acasă. Pe platforme de streaming, fiind mult mai comod să stai acasă și să vizionezi un film în pijamale. Când ai fost ultima oară la un cinematograf? În Italia. Când ai fost ultima oară? 2 luni, 3 luni. Îți place să mergi la film sau preferi să stai acasă să te uiți la, pe platformele acestea de streaming la filme, spre exemplu? Îmi place să acasă, să mă uit la un film. Deci preferi acasă, în pijamale, să stai în pal, liniștit, relaxat, decât să mergi la un cinematograf? Da. Prețul biletelor la cinematograf este de asemenea un factor des menționat. Mulți români consideră că tarifele sunt prea mari, mai ales în marile orașe. Studiul a relevat și că mulți români nu au timp să meargă la cinema din cauza programului încărcat. În plus, educația culturală primită în școală joacă un rol important în formarea obiceiurilor culturale. Am fost în Italia acum 2 luni. Consider că ar trebui promovate mai mult filmele noastre românești? Da. Să fiu sincer, aici în România, cinematografia este foarte, foarte redusă în comparație cu alte țări străine. Dar de ce crezi că se întâmplă acest lucru? Crezi că prețurile, costurile biletelor, nu știu, sunt mult prea scumpe pentru veniturile românilor? Sau care crezi că ar fi motivele? Pur și simplu nu este... Nu sunt promovate. Respondenții au oferit și câteva soluții pentru revitalizarea interesului pentru cinematografe. Printre acestea se numără reducerea prețurilor biletelor, promovarea mai intensă a filmelor românești și organizarea de evenimente speciale în sălile de cinema. De asemenea, mulți au sugerat că diversitatea ofertei de filme și îmbunătățirea calității producțiilor autohtone ar putea atrage mai mulți spectatori. Telefoanele, televizoare erau și înainte, dar telefoanele pe ele văd absolut tot. Și după aia spuneam, rămâns cu urechea de nu mai aud, s-au prostit, au luat-o cu sorcova, că acum așa sunt toți, tot tineretul. Deci nu e normal. Nu e normal, dar mă rog, fiecare. Credeți că ar trebui promovat mai mult filmele acestea românești în cinematografe? Ar trebui. Sunt românii noștri și după ce îi pierdem, îi căutăm. În concluzie, pentru a readuce românii în sălile de cinema, este necesară o abordare multifacetică, care să abordeze atât preferințele moderne ale publicului, cât și nevoia de educație culturală și accesibilitate financiară.